Gara de Nord din București este departe de cele similare din alte capitale europene. Modernizarea ei se impunea de ani buni, iar acum trenează. Ca mai toate proiectele din ziua de azi din România, care se realizează greoi și cu sume de multe ori umflate. Procedura a demarat cu Chiu Cuvai. Oficialii CFR au semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate, iar acesta se ridică, atenție, la 11,3 milioane de lei fără TVA, adică în jur de 2,3 milioane de euro. Acum firma care a câștigat contractul are la dispoziție 6 luni și jumătate pentru a veni cu soluții de modernizare a principalului nod feroviar al țării. Călătorii vor trebui să mai aștepte însă luni bune în aceleași condiții mizere trenurile pentru a ajunge la destinație. Gara de Nord din București este amplasată pe o suprafață de 100.000 de metri pătrați. Are în componență 14 linii de cale ferată, instalații specifice, peroane, dar și mai multe clădiri funcționale. Toate au nevoie de reparații, de reînnoire și modernizare. Trebuia să gândească chiar mai de mult. E foarte bine dacă o fac. Să dea Dumnezeu să-și facă repede și bine. Să se țină de cuvânt, să iasă totul frumos și să venim cu plăcere ca să călătorim cu trenul. O părere foarte bună. Este normal să o modernizeze. Că de plătit plătim toate dările. Da, sigur că da. Dar nu e o idee rea. E o idee foarte bună. Există și cetățenii care nu mai au speranțe că se va termina vreo lucrare în perioada următoare, în capitală. Orice schimbare ar fi binevenită și ar fi îmbrățișată, ar fi binevenit oricând. Dar mi-e foarte greu să cred că o să se facă ceva mai devreme de metroul drumul Taberii. Ei, chiar dacă ar vrea să facă ceva, sunt plătiți să nu facă nimic. Da? Pentru că de ce? Sunt acoperiți de legea 28/1990, care spune felul următor. România este o societate pe acțiuni, membră a corporațiilor financiare internaționale americane. Ar fi bine să se termine adică în termen de 6 luni, dar nu știu, vom vedea. Ar fi bine totuși. Principalele obiective ale proiectului sunt regenerarea urbană a zonei pe principiile de Smart City, repararea clădirilor din stația de călători București Nord, a spațiilor destinate serviciilor pentru călători și a zonei comerciale, înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice, montarea de panouri fotoabsorbante de reducere a nivelului de zgomot, facilități pentru persoane cu dizabilități. Și mai trist este faptul că întârzierile CFR sunt cauzate de șinele de tren foarte vechi. Datele în această privință sunt de nedescris. În 2018, trenurile au avut întârzieri de nici mai mult, nici mai puțin de 6 ani, iar statistica vine chiar de la reprezentanții Ministerului Transporturilor. În alte țări, o întârziere de numai câteva minute este de neacceptat. Iar ministrul de resort își dă demisia. La noi, oficialii se mulțumesc să constate problema și cam atât.